După vizita ministrului Cook la Botoșani din luna martie, directorul ISCTR Botoșani, Liviu Alexa, a fost schimbat din funcție. În locul său a fost numit Gheorghe Rodovei, angajat în cadrul instituției. Noul director a reușit ieri să se facă remarcat în cadrul Colegiului Prefectural și nu în cel mai plăcut mod. Prefectul Dan Șlincu l-a invitat să prezinte un raport de activitate al instituției pe primele 3 luni ale anului, doar că prezentarea a deraiat. Din ordonanța numărul 96 din 31 august 2011, publicată în monitor oficial numărul 625 din 2 septembrie 2011, are loc înființarea Inspectoratului de Stat pentru Control în Transport Rutier, denumit în continuare ISCTR. ISCTR-ul are sediul în municipiul București, Bulevardul Dimitru Golescu, numărul 38, sectorul 1, sediul poate fi schimbat în următoarea guvernului. Lectura a fost oprită de prefectul Șlincu. Domnul Rodovei, am o urgență la dumneavoastră, având în vedere și faptul că timpul e scurt, să treceți la activitatea inspectoratului județean. Chiar și după intervenția prefectului, directorul a mai dat citire câtorva fraze inutile, iar apoi a intrat pe subiect. Și au fost efectuate controle în trafic. 79 de controle în trafic, s-au aplicat 68 de contravenții în valoare de 118.300. Controle sedi operator de transport. 19 contravenții, 17 valoare 17.000. Controle autogări, 31 de controle. Controle școli de conducători au tot 13. Ce înseamnă 79 de controle trafic? Adică ați oprit 79 de mașini? Nu, sunt 79 de controle. Directorul are circumstanțe atenuante, având în vedere că a fost prima intervenție în cadrul unui colegiu prefectural.